Dragi fani ai sportului, bun găsit la o ediție specială a emisiunii Ecoul Sportului. La final de an, tradițional, organizațiile sportive își aleg pe cei mai buni, îi premiază, ridică în slăvi și arată exemplu și motivare pentru ceilalți. Astăzi, la Ecoul Sportului, vom recurge și noi la aceasta. Vom alege, colecționa cele mai frumoase momente din edițiile emisiunii noastre de-a lungul timpului. Prima ediție a emisiunii noastre, în luna mai, i-a avut ca protagoniști pe Marin Mitran și Alina Stețenco, promovând astfel fotbalul feminin. Dar în grupajul următor vom urmări declarații despre fotbalul jucat de fete și din cadrul altor ediții. Stimați fani ai sportului, bună seara și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Aici, pe Moldova Sport, prima televiziune de sport din Republica Moldova. Emisiunea noastră își propune încă din start un singur obiectiv, informația. Vă vom aduce în casele dumneavoastră lacrimile eroilor noștri, efortul părinților în a susține viitorii campioni, munca antrenorilor și, desigur, curajul investitorilor. Nu vom ascunde umbrele, chiar dacă vom fi incomozi. Vom satisface doar realitatea sportivă. Criza de modele și neîncrederea în ziua de mâine au pus stăpânire pe societatea noastră. Noi vom redescoperi și promova valorile autentice. Sportul este calea spre diplomație și glorie. Noi, echipa Moldova Sport, credem în aceasta. Avem curajul, încrederea și ambiția să oglindim adevărul, fără fard și retușare. Aici, în acest studio, vom analiza, dezbate, investiga, comenta subiectele fervinți ale zilei. Iar dumneavoastră veți prinde ecoul evenimentelor, aici, la Ecoul Sportului, în fiecare seară, de luni până sâmbătă, de la ora 21. Domnule Mitran, cât de important este pentru societatea moldovenească, pentru sportul moldovenesc, ca în Republica Moldova să fie lansată o televiziune de sport? Da, bună seara încă o dată. Deci, nu numai pentru fotbalul moldovenesc. Noi vedem, peste tot în lume este foarte important televiziunea. Deci, cu atât mai mult în Moldova, unde venim din spate. Avem atâția copii, atâția lucruri de arătat la televizor, la oameni, ce calități avem în Moldova, ce copii buni avem. Deci, pentru asta e foarte, foarte important. Deci, cred că e un lucru extraordinar de important. Emisiunea sport, cum aveți dumneavoastră, de exemplu, cred că e prima care va fi în fiecare zi, săptămânal, am înțeles, da? Exact. Vă dați seama, e cu atât mai mult, o să promovați mai mult orice sport, tenis, box, fotbal, egal ce se întâmplă, da? Deci va fi un lucru foarte important pentru Moldova. Absolut așa cum dumneavoastră a spus, da. Promit între spectatorul, fiindcă vom avea în această emisiune, vom dezbate tot sportul moldovenesc, nu va fi doar fotbal sau doar exact, basket. Exact, asta e foarte important. Încercăm să cuprindem toată area sportului. Noi ne bucurăm să fim alături, să vă susținem, vă vom susține de fiecare dată când ne veți invita, vom fi alături de dumneavoastră și vom veni cu brațele deschise, desigur. Să promovăm copiii, sportul, fotbalul, în special fotbal, dacă noi suntem în domeniul fotbal. Pentru noi, atât pentru noi, cât și pentru, cum a spus domnul Mitran, tot sportul, atât feminin cât și masculin, este foarte important. Fiindcă mai ales fotbalul feminin suferă de ceva popularizare. Vedem doar la televizor fotbal masculin, Zimbru, Șerif, Dacia, dar noi parcă stăm în umbră. Cred că și sunt foarte bucuroasă, fiindcă m-ați invitat astăzi la emisiunea dumneavoastră și vă sunt foarte recunoscătoare. După acest trofeu, practic, simt o mulțumire sufletească, așa, o împlinire. Obiectivul este, totdeauna vrem să câștigăm. Asta este mentalitatea noastră și vrem să totdeauna nu ne dăm bătuți ușor. Nimic nu e ușor. Noi suntem pe drumul de începere, suntem așa încet în creștere, dar normal că trebuie să avem un obiectiv. Dacă nu avem obiectiv, atunci de ce mai facem performanță, nu? Este un trofeu așteptat. Este un trofeu, pentru acest trofeu nu a fost pregătit o masă aparte, dar deja trebuie să vedem. Trebuie să schimbăm această masă, deoarece este foarte... Trebuie să găsiți un loc de cinste pentru el la stadion, acolo sau undeva. Vedeți? Acesta este al treilea trofeu din vitrina clubului Nimoreni? Este al treilea trofeu la nivel de campionat și cupă. Avem mai multe trofei la nivel de turnee. E un lucru foarte pozitiv, nembucurător, fiindcă știți foarte bine situația noastră. Noi aveam selecționata de 17 și 19 și atât. Deci nici nu vor învăța să joace fotbal și deja trebuia să termine fotbalul. Și acum avem o posibilitate pentru domnișoarele noastre și doamnele care au terminat, să le încurajăm, să le dăm o șansă să joace
să aibă continuitate în fotbal și probabil să și găsească echipe, fiindcă dacă joci la selecția ta, e mai ușor să găsești echipe în străinătate, în orice țară, care depinde de valoarea sportivei. Și asta este un pas înainte, foarte important pas. Ne bucurăm foarte mult, insist pe asta de când am venit chiar în Federația Mixtă. De prima dată am spus că asta sunt scopurile noastre, ale mele personale, să dezvoltăm și uite că pas cu pas am reușit să le facem toate. Am format 15, acum avem selecționata A și e un lucru foarte îmbucurător. Nu am ezitat să vorbim deschis, să relatăm și să dezbatem tristețea națională a lipsei infrastructurii sportive din Republică, în special a unui stadion național în capitală. Apreciem eforturile depuse în construirea complexelor sportive de la Căușeni și Ciorescu, dar este puțin, foarte puțin, în a atinge noi orizonturi ale sportului național. Deși a spus că s-au construit școli și s-au dat în exploatare, însă încă avem mare tristețe la acest capitol. Și avem un material pregătit pentru acest subiect. Îl rog colegii din regie dacă este pregătit. Dragi amatori ai sportului, am revenit aici în studio la Ecoul Sportului, unde l-avem astăzi invitat special pe domnul Octavian Bodișteanu, ministrul tineretului și sportului. Domnule Bodișteanu, ce putem să spunem despre aceste imagini atât de triste? Trist, ați văzut. Acum nu cred că este momentul să ne ocupăm cu învinuiri, că o fac alții în locul nostru. Eu aș putea remarca câteva lucruri foarte importante care s-au întâmplat. Pe de o parte, pentru că acest teren de pământ destinat construcției stadionului Republican a fost transmis prin hotărâri de guvern în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, pot spune cu certitudine că se lucrează în acest sens și am avut mai multe întrevederi cu domnul Marcel Răducan, care are deja studii de fezabilitate efectuate pe acest lot de pământ. Pentru noi este mai puțin interesant din punct de vedere a atractivității și vă explic de ce. În cazul în care ne propunem să facem un stadion multifuncțional cu piste conform acelor standarde internaționale, plus ne dorim și alte lucruri, corturi de tenis, bazin, un hotel, două, etc. Acest loc care era de 5,2 hectare și acum este de 4,7 hectare, unde mai există prin prejur vreo 13 agenți economici, câțiva dintre care au și titlul de proprietate, este un lucru care va dura. Și este chiar un lot destul de mic pentru noi, referindu-ne la ceea ce ne-am propus. Ceea ce ne-a reușit, și eu consider că este o mare victorie, este un lot de pământ la ieșirea spre nord a orașului de 16 hectare. Am reușit să schimbăm destinația acestui pământ, modificând legea chiar. Avem avizul pozitiv al Ministerului de Resort, care a fost proprietarul acestui lot de pământ. Mă refer aici la Ministerul Agriculturii. Cel mai important eveniment al finalului de an pentru sportivii moldoveni au fost Jocurile Olimpice ale tineretului de la Nanjing, din China, la care Moldova s-a ales cu 3 medalii. Moldova Sport, atât în cadrul buletinelor de știri, dar și a emisiunilor Dimineața Sportivă și Ecoul Sportului, a relatat pe larg despre acest eveniment, atât înainte de competiții, pe durata lor, dar și după revenirea sportivilor în țară. Acest studio a fost casa la majoritatea tinerilor și antrenorilor care ne-au reprezentat la Nanjing.
Ce simți un sportiv, Doina, mai ales tu, când vezi aceste imagini, acești sportivi, această unitate, solidaritate? Trăiesc iarăși aceleași emoții care le-am avut înainte de finală. Sunt emoții pozitive. Sunt la maxim, adică mai iau frigul când mă gândesc ceea ce a fost și a trecut foarte repede. Sunt deja 4 ani, însă emoții sunt la fel de vii când mi-aduc aminte de aceste competiții. Aș ruga colegii din regie să ne pregătească acest material dedicat pregătirii lotului național către Jocurile Olimpice, Moldova, pregătită pentru Nanjing 2014. Lotul olimpic de tineret al Moldovei este gata de marele eveniment al anului, Jocurile Olimpice ale tineretului de la Nanjing. La conferința organizată cu prilejul ultimilor pregătiri pentru aceste competiții au participat președintele Comitetului Olimpic, dublu campion Nicolae Juravski, ambasadorul Chinei în Republica Moldova, Ditong Mitao, și șefa misiunii olimpice, Cristina Vasileanu. Ambasadorul Chinei Moldova speră că sportivii noștri vor promova cultura și respectul și se vor întoarce cu locuri premiante acasă. Sper că Jocurile Olimpice din acest an vor fi nu numai organizate la cel mai înalt nivel, dar la fel va permite participanților din toate țările să promoveze cultura și respectul. Sper că participanții din Republica Moldova vor obține locuri premiante și vor avea succes la Jocurile Olimpice. Pentru prima dată, Comitetul Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova a fost selectat de către Comitetul Internațional Olimpic de a participa în programul Tânărul Ambasador. Programul presupune desemnarea unui reprezentant din Republica Moldova care va promova imaginea Jocurilor Olimpice, menținând relații cu sportivii tineri. Din partea Republicii Moldova a fost desemnată Ana Maria Stratu. Vreau să vă spun sincer, avem cel mai bun tânăr ambasador, fiindcă am fost împreună la Nanjing și am fost martor că Ana Maria face față. Organizatorii din China au introdus și un sistem de comunicare între participanții Jocurilor Olimpice. O mânuță în formă de USB, o bază de date care conține profilul fiecărui sportiv. Este de fapt un USB și fiecare va avea mânuța respectivă. Pentru a face prieteni, rămâne doar să vă atingeți. Sistemul nu este funcționabil în Moldova, este funcționabil în China și imediat ce se ating mânuțele, apare o lumină verde, da? Lumina înseamnă că ați devenit prieteni. Ulterior, introduceți sistemul în calculator și aveți bază de date cu toți prietenii voștri. Sportivii vor merge în China nu doar în calitate de sportivi, dar și pentru a cunoaște China și a reprezenta cu demnitate țara. Însă, înotătoarea Persneova Tatiana dorește nu doar să vadă China, ci și să câștige medalii. У нас идут усиленные тренировки именно по подготовке к этим юношеским олимпийским играм. И сейчас у нас проходит сбор в данный момент в Тирасполе на базе Шерифа. Конечно, хочется очень хорошо проплыть. Но насчет медали я не знаю, но в финал хочется попасть. Ну, конечно, будут сильные конкуренты, и медали это будет очень сложно. Plavanie, e foarte сложно. Și Ciui Polina dorește să se întoarcă din Nanjing cu medalie și depune mult efort pentru a-și atinge scopul. Какие задачи поставил мне тренер? Конечно же, он сказал, что нужно выиграть. Хочется выиграть естественным образом, вот. Но мы стараемся сейчас, вот подготовка идёт полным ходом, тренировки, вот, и будем стараться победить, так скажем, приехать с медалью. Președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, afirmă că este o onoare de a participa la această competiție importantă, iar Comitetul Olimpic împreună cu Guvernul vor ajuta sportivii cu tot ceea ce ține de echipament, drum, cazare. Guvernul a alocat în jur de 3-4 milioane lei pentru pregătirea sportivilor. Această competiție este pentru noi o competiție foarte importantă, fiindcă Jocurile Olimpice este apogeul sportului, în general, la ce fac acești sportivi și pentru ei este o onoare și pentru noi ca ei să evolueze și să fie participanți a Jocurilor Olimpice. Asta e în primul rând. Într-al doilea rând, e clar că toți acești sportivi au trecut o perioadă de clasificare pentru Jocurile Olimpice foarte grea și toți cei care sunt calificați sunt sportivi care merită. Rezultatele lor sunt pentru unii din ei să lupte pentru podium, alții pentru primii 10, adică sunt sportivi cu nume și sunt sportivi cu practică sportivă foarte mare. Pentru noi, personal, pentru mișcarea olimpică, este important ca să menținem acea tradiție, fiindcă la prima ediție a fost 4 ani în urmă în Singapore, noi am ocupat 2 medalii, o medalie de argint și una de bronz.
Acum vrem și tindem ca sportivii să mențină, ba chiar să îmbunătățească acest rezultat, dar sportul este sport, vedem cum va fi. Facem tot posibilul ca ei să fie îndestolați cu tot ce e necesar pentru a evolua cu succes și vedem pe parcurs cum se vor desfășura. Mai avem vreo două luni până la start, propriu zis, și sunt în pregătiri, în aranjamente ce ține de echipament, drum, cazări, tot ce este de pregătire, suntem în avansare. Etapa calificării la Jocurile Olimpice Tineret se încheie pe data de 8 iunie. Amintim că în prima ediție a Jocurilor Olimpice Tineret, Moldova a avut o evoluție bună. Sportivii au adus 5 locuri de poziția 5, o medalie de bronz la box și o medalie de argint la lupte feminine. Proiectul tău de ambasador este unul vast. Asta nu înseamnă doar să conlucrezi cu sportivii, cu Comitetul Olimpic, cu voluntarii, ci înseamnă deja să ai deplasări peste hotare, să ai alte întâlniri, întruniri, discuții. Care a fost prima ta deplasare și prima experiență când deja ai trecut după ce ai aplicat în acest proiect? Să începem de la faptul că programul Tinerilor Ambasadori este caracteristic anume Jocurilor de Tineret și pentru prima dată a fost lansat la Singapore, unde au fost 29 de tineri ambasadori. După succesul acestui program în 2010, a continuat programul la Innsbruck, unde a fost 32 de tineri ambasadori și acum Singapore 104. Deci a fost un program de succes, a avut un feedback foarte pozitiv și deci din Europa participă 36 de comitete naționale, deci 36 tineri ambasadori. Aici vreau să accentuez că Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova este privilegiat, deoarece în cadrul acestui proiect au fost selectate doar 116 comitete din cele 204 și din 116, 104 au ajuns până la jocuri, până la primul seminar a ambasadorilor. A fost surprins de faptul că Moldova Sport a avut intenția să realizeze un film dedicat celei de-a doua ediții a Jocurilor Olimpice pentru Tineret. Tinerii ambasadori, în primul rând, trebuie să cunoască esența Jocurilor Olimpice de Tineret, ceea ce am făcut noi în martie, la seminarul Tinerilor Ambasadori, care a fost organizat odată cu seminarul șefilor de misiune. Și acolo noi am primit toate instrucțiunile pentru a veni acasă, a promova cât mai corect și cât mai simplu și mai accesibil pentru tinerii din țara noastră. Ce înseamnă jocurile, de ce ele sunt importante și cred că am reușit să fac lucrul acesta pentru că am făcut și câteva lecții olimpice. Este un program pe care noi l-am dezvoltat alături, cu ajutorul Comitetului Internațional Olimpic și chiar recent am avut două lecții olimpice la taberele de vară pentru copii și am avut un succes extraordinar, cred eu, pentru că au fost mai mulți participanți decât la lecțiile pe care noi le-am organizat în școli. Deci în școli erau 200 copii, dar la tabere am avut peste 500. Să vorbim și despre acest echipament, mă rog, mai bine spus, este o ținută de gală, fiindcă echipamentul sportiv este unul simplu, tradițional, pe care îl întâlnim la oricare alt sportiv, care mai mult diferă culoarea și marca comercială. Însă voi veți avea o ținută de gală specială, cu o broderie specială, cu însemnele tricolorului, așa cum este chiar și ia pe care o porți în această seară. Aceasta este oficială pentru toate fetele din cadrul delegației noastre. Pentru fetele și băieții. Pentru băieți a fost cămașa creată. A fost creată în exclusivitate pentru echipa olimpică și toți au admirat acest lucru. Toți am primit doar cuvinte de laudă astăzi. Nu sunt deja poate fani care ar dori să aibă această ie, mă rog, fetele să aibă și ele această ie acasă? Am primit multe solicitări și am zis cu mare drag, dar sunt... Un număr limitat pentru sportivi, pentru delegație. Pentru sportivi, pentru că fiecare sportiv a venit, a măsurat,
a fost creată anume pentru el. Atunci când plecăm la niște competiții de anvergură, deci au fost selectați un număr de sportivi. Deci fiecare din ei are dreptul să viseze. Obiectivele mele personale erau ca să vin acasă cu medale. Bravo! Și ai și venit cu medalia la gât. Ești mulțumit de rezultatele obținute de toți colegii? Da, sigur sunt mulțumit. Băieții sunt foarte bravo. S-au dat toate puterile pentru a obține aceste medalii și eu, din partea mea, am împlinit toate obiectivele. Mi-am dorit să nimeresc în top 10 și așa a fost și sunt mulțumit. Republica Moldova participă pentru a doua oară și este reprezentată la competiția din Țara Mare Luzit de 11 atleți. Sportivi din 150 de țări s-au calificat la competiții. The YOG itself is important because it's a learning process. My role is basically to empower these individuals to become life champions, ambassadors of their sport, and basically embody Olympic spirit. Tânăra sportivă Ana Maria Stratu va avea responsabilitatea onorantă de a deține această funcție la ediția a doua a Jocurilor Olimpice de Vară al Tineretului. Pentru a asigura un nivel ridicat de organizare al acestui eveniment, Comitetul Internațional Olimpic, în colaborare cu Comitetul Organizatoric al Jocurilor Olimpice pentru Tineret 2014, au lansat un număr de programe educaționale. Tineri jurnaliști, tineri ambasadori, sportivi model, care au scopul de a promova acest nou format al Jocurilor Olimpice pentru Tineret în rândul adolescenților din întreaga lume. It's a good experience once in a life, so to enjoy it and to share with the other people. Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Moldovei a desemnat-o pe sportiva Ana Maria Stratu, tânăr ambasador din partea Moldovei la ediția a doua a Jocurilor Olimpice pentru Tineret de la Nanjing 2014. Ni hao, I'm Ana Maria Stratu, young ambassador for Moldova. And this is how I rock the yog. Am selectat-o pe Ana Maria ca să fie reprezentanța noastră pe linie ambasador sportiv la Jocurile Olimpice. Cu scopul de a consolida tinerii ambasadori, în martie, cu câteva luni înainte de Jocurile Olimpice, a fost organizat seminarul tinerilor ambasadori, paralel cu seminarul șefilor de misiune. Am avut ocazia să cunoaștem care sunt colegii noștri de peste ocean, din Europa și, evident, am făcut cunoștință cu orașul olimpic, cu activitățile care vor fi organizate pentru tinerii sportivi și chiar le-am testat. Am oferit și un feedback pentru a îmbunătăți aceste activități și rămâne ca să-i ghidăm pe sportivii noștri olimpici în Nanjing, în timpul Jocurilor Olimpice. Între 25 și 28 martie 2014, la Nanjing a avut loc seminarul șefilor de misiune. Republica Moldova fiind reprezentată de secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Național. Șefii de misiune au făcut cunoștință cu departamentele funcționale ale Comitetului Organizatoric și etapele de pregătire pentru Jocurile Olimpice pentru Tineret 2014. Concomitent s-a desfășurat seminarul tinerilor ambasadori, unde Republica Moldova a fost reprezentată de sportiva Ana Maria Stratu. Din totalul celor 205 comitete naționale, Comitetul Internațional Olimpic a selectat 120 cele mai active și responsabile comitete naționale olimpice pentru participarea în acest program. La întâlnire au fost prezenți 104 ambasadori,
un număr substanțial mai mare în comparație cu cei 30 de la prima ediție a Jocurilor Olimpice pentru Tineret, cea din 2010. Pe parcursul celor 4 zile, tinerii ambasadori au făcut cunoștință cu formatul și scopul Jocurilor Olimpice pentru Tineret. Au testat activitățile educaționale care vor fi organizate pentru sportivii olimpici în luna august. Au vizitat satul olimpic și au fost instruiți în sensul promovării Jocurilor Olimpice ale Tineretului 2014. Unul din rolurile principale ale unui ambasador este de a stabili o relație strânsă între Comitetul Internațional Olimpic, Comitetele Naționale Olimpice și tinerii sportivi. Jocurile Olimpice Tineretul este o ediție specifică, fiindcă prima a fost una din inaugurare, așa. A doua, vedem miza și tendința chiar și prin fenomenul selectării. Foarte greu este ca să primești calificare la această ediție. Plus, Jocurile Olimpice, asta este epogeul, munca sau evenimentul major a sportului care este, sunt Jocurile Olimpice. Și acești sportivi care se mobilizează și ne dau rezultate remarcabile, de laudat, e un lucru bun pentru noi. Din echipa Moldovei la ediția a doua a Jocurilor Olimpice pentru Tineret fac parte Ion Artic, tir pistol cu aer comprimat, Polina Ciui și Ștefan Mura, atletism, Nicoleta Dulgheru, gimnastică, Dumitru Ceacusta, lupte libere, Tatiana Doncilă, lupte feminine, Dorin Cojocar, lupte greco-romane, Tatiana Pețniova, Mihaela Băț și Alexei Sankov, natație, Sergei Tarnovski, canoe simplu. Jocurile Olimpice au apărut în antichitate, fiind atestate documentar prima dată în anul 776 înainte de Hristos, în localitatea Olimpia din Grecia. Jocurile se desfășurau la fiecare 4 ani vara, în zilele sărbătorilor lui Zeus. Participau doar bărbații de origine greacă, iar femeilor nu le era admisă prezența nici ca spectatoare. Jocurile Olimpice s-au desfășurat până în anul 393 înainte de Hristos, când împăratul roman Teodosiu I le-a interzis. Abia în 1896 Jocurile Olimpice au fost reluate la Atena. La primul congres al Comitetului Național Olimpic organizat la Paris în perioada 18-23 iunie 1896, din inițiativa baronului Pierre de Coubertin, s-a hotărât ca orașul Atena să găzduiască prima ediție a Jocurilor Olimpice Moderne. Au participat delegații din 14 țări care au reunit 241 de sportivi. Deși numărul de participanți a fost mic după standardele de azi, pentru acea vreme a fost cea mai mare participare internațională la un eveniment sportiv. Ceremonia a fost deschisă de regele George I al Greciei, chiar în ziua în care sărbătoreau 75 de ani de la obținerea independenței Greciei. Succes tinerilor olimpici! Succes, Moldova!
2014. YOG on the road to Nanjing 2014. Good luck to all the athletes training for Nanjing 2014. Have fun, train hard, stay focused. See you in Nanjing 2014. Just remember all the hard training you did. Do what you enjoy and you will always succeed. Nanjing, early, Yixing. Ecoul sportului nu a trecut cu vederea rezultatele remarcabile ale selecționatei jurnaliștilor sportivi din Republica Moldova, care a cucerit titlul european. Să felicit acești minunați băieți, mai întâi de toate pe domnul Eduard Ciobanu pentru insistența sa, pentru abnegație. Dânsul și-a dorit foarte mult ca să se întâmple la noi acasă acest lucru și a avut toată susținerea noastră. Acest proiect a fost gândit practic vreo 8 luni în urmă. Întorcându-ne dintr-o deplasare, am avut o discuție cu domnul ministru al tineretului și sportului Octavian Bădișteanu, la care am propus ca Ministerul Tineretului și Sportului să fie un partener al Asociației Presii Sportive în implementarea acestui proiect. Dumnealui a căzut de acord, ținând cont că este o promovare a țării, a imaginii țării noastre. Și în final, în luna ianuarie, deja au demarat pregătirile către această competiție. Cred că ne-a reușit. În final, toți oaspeții au plecat cu gândul că Moldova este o țară primitoare, este o țară cu tradiții. Chiar au vizitat și combinatul de vinuri de la Cricova, au rămas impresionați. Au rămas impresionați și de centrul de pregătire al selecționatului Republicii Moldova, condițiile de acolo. Practic, nu ni s-a reproșat nimic. Asta este scopul final, cred că. Ce înseamnă pentru un jurnalist sportiv să practice sportul și să aibă asemenea performanțe? Contează foarte mult să practici sportul și nu doar să scrii despre el? Într-adevăr, înseamnă foarte mult pentru că dacă îl practici, cunoști din mai bine detaliile acestui sport, îl cunoști participanții, cunoști dintr-un alt punct de vedere acest sport important. La noi mulți jurnaliști practică diverse sporturi, nu numai fotbal, sunt foarte mulți amatori ai sportului, într-adevăr sunt microbiști, sunt sportivi, chiar putem spune, jurnaliști, și asta este un plus pentru jurnalismul sportiv din Moldova. Avem foarte mulți jurnaliști sportivi care au practicat fotbal sau chiar și îl practică chiar și acum la diverse competiții printre amatori sau chiar în campionatele Moldovei la futsal sau mini fotbal sau chiar fotbal mare. Și este un plus pentru selecționata noastră, pentru că am avut foarte mulți candidați la selecționată. Puteam face 3 echipe de jucători buni și asta este un plus. Demonstrăm că avem valoare și ca sportivi, nu numai ca jurnaliști. Bine, jurnalism, valoare e greu de spus pentru că nu e atât de dezvoltat jurnalismul sportiv în Moldova, dar sperăm cu timpul să creștem la un nivel mult mai înalt și la capitolul jurnalist sportiv, pentru că pe terenul de fotbal facem față, am câștigat multe turnee, practic Moldova este mereu în finală la competițiile internaționale printre jurnaliști sportivi și asta nu are decât să ne bucure. Să reamintim, în Moldova a învins Azerbaijanul cu scorul de 2-0, a marcat însă și Eduard Ciobanu și Oleg Șoimă pentru Naționala Jurnaliștilor noștri. Aș adăuga că conform regulamentului, fiecare echipă avea drept să folosească un fost fotbalist profesionist, ceea ce ne-am folosit și practic pot spune că Oleg Șoimă a fost motorul echipei noastre, care a dus echipa spre victorie. Președintele Federației de Fotbal din Moldova, Pavel Ciobanu, ne-a călcat pragul în timpul campionatului mondial din Brazilia. Prima concluzie este că cea mai bună echipă, cum s-a așteptat toată lumea, în timpul campionatului, nu până la campionat, echipa Germania a devenit campionă mondială, măcar că mulți așteptau că nu poate pe un parcurs de o lună de zile o echipă tot timpul să fie în formă și trebuia undeva să aibă și un eșec. Și tot s-au așteptat poate în finala mare cu echipa Argentinei, echipa Germania să piardă, dar ei au jucat tot așa de bine cum au jucat și până
la finală și desigur că a obținut victoria cu 1-0. Măcar că jocul a fost echilibrat, nu s-a văzut diferența în clasă mare a Germaniei, pentru că echipa argentină are tot jucători valoroși și desigur că cine a bătut primul gol se aștepta ca să devină și campioană. Și Argentina a avut mai multe momente în acest meci, și Messi a avut un moment foarte mare. La Barcelona, din poziția aceasta, tot timpul înscria gol, aici n-a înscris, dar una peste alta, echipa care a fost mai puternică, pe tot parcursul campionatului a devenit și campioană a lumii. Desigur că noi ne învățăm de la un campionat al lumii, pentru că el se petrece odată în 4 ani. Este un festival al fotbalului unde joacă cele mai bune echipe și, de fapt, la acest campionat mondial a fost fără surprize. Toate cele 32 de echipe, în momentul actual, este cele mai bune echipe din lume, au participat la campionat, una mai bine, una mai puțin bine, dar, cum am spus, una peste alta. A fost o sărbătoare mare pentru fotbal, pentru fanii din Moldova și, desigur, că asta a jucat și un rol foarte mare pentru dezvoltarea fotbalului în Moldova, pentru că până acum în Moldova, la fotbal, dacă luăm 5-6 ani în urmă, veneau numai prietenii, părinții fotbaliștilor, acum vin fani, de acum echipele noastre care joacă, mai ales în divizia națională, au istoria lor, au fanii lor și desigur că asta a să ajute la progresarea fotbalului Moldova. Pe lângă meciurile apasionante din țara cafelei, Pavel Ciobaru ne-a vorbit și despre selecționatele Moldovei. Pregătirile s-au început chiar din ianuarie. Echipa națională a Moldovei a susținut la început de an 3 meciuri amicale cu echipa Norvegiei, Suediei și Poloniei. După ce am mai fost încă câteva meciuri amicale cu echipele Canadei și Arabiei Saudite, cu echipa Camerunului, care a participat la campionatul lumii din Brazilie. Așa că antrenorul a avut foarte multe meciuri pe picioare, ca niciodată, unde a verificat foarte mulți jucători. Chiar în Camerun s-a deplasat, dacă așa se poate dispus, o altă echipă a Moldovei, pentru că jucătorii de bază, dacă așa se poate denumit, trebuie să odihnească, că au jucat în campionate puternici și erau osteniți și antrenorul le-a dat lor să odihnească, că pentru 2 săptămâni începea pregătirile în cluburile lor. O prezență de onoare în studioul Ecoul Sportului a fost vizita fostului selecționer al Moldovei, campion al Europei cu Steaua București, Gabi Balint. Antrenorul ne-a vorbit despre selecționata noastră și a pus punctul pe i cu privire la o eventuală revenire în Moldova. Fotbalul autohton are potențial de dezvoltare. Pot și acum să discut și să văd care ar fi, sigur, condițiile. Niciodată nu o să închid ușa vreunei echipe din Moldova sau Moldovei sau, încă o dată, mă simt foarte bine aici. Nu se știe, poate în viitor o să mai am vreo contribuție la fotbalul moldovenesc. Acum începeți din ce în ce mai mult și voi să vă îndreptați spre Europa de Vest, am văzut. Lucrul ăsta poate să aducă și un plus fotbalului, o altă optică, altă organizare. Gabi Balint a fost antrenor al Naționalei Moldovei în preliminarele pentru campionatul european 2012. În calitate de tehnician, ex-stelistul a activat la Sheriff Tiraspol, Sportul Studențesc București, FC Timișoara, FC Vaslui și Universitatea Craiova. La dezbaterile din acest studio nu am avut parte doar de seriozitate și încordare, ci și de mult umor, chiar și zâmbete. Meciurile campionatului mondial au bătut și la ușile actorilor. Anatol Durbală și Anatolie Melnic au fost unii dintre cei care ne-au adus entuziasmul sportului. Avem un invitat deosebit, special, este vorba despre domnul Anatol Durbală, maestru în arte, actor, regizor, microbist și fan al sportului. Bună seara! Bună seara! Telespectatorii noștri se vor întreba ce face un om de arte la o televiziune de sport. Ce are în comun sportul și arta? Bun, primul lucru care îmi vine în gând este că actoria, meseria mea, este una, cum să zic eu, foarte bine, care se face cu picioarele și cu mâinile. Adică vreau să spun că un actor, dacă un violonist are instrument, vioara,
noi avem instrument propriul nostru corp. Și acest corp trebuie să fie extrem de bine dresat, antrenat, clădit, strunit, așa ca să poți apela la el de oricâte ori ai nevoie și să-ți răspundă. De aceea sportul, starea fizică excelentă, foarte bună, face parte din meseria actoricească. Al doilea moment, sincer vă spun, de foarte multă vreme, fotbalul, în special fotbalul, mi se pare extrem de aproape de teatru. Eu uneori chiar zic, la fotbal zic primul act și al doilea act. Așa cum în teatru sunt actori și este un regizor, așa și în fotbal este o echipă și este un antrenor. Așa cum în teatru nu este suficient să ai vedete de primă mărime, dita mai actori mari, nu este suficient ca să fie un spectacol bun, exact așa și în fotbal, nu e suficient să ai un Messi ca neapărat să ai un meci foarte bun sau o echipă extraordinară. Și șirul ăsta de asemănări și de poate coincidențe, nu știu, poate fi continuat. Spania era văzută drept mare, mare favorită. Pentru mine întrebarea cu Spania era închisă și vă spun de ce. În primul rând că Ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar în al doilea rând că atunci când Del Bosque a anunțat, apropo, încă un antrenor mare, dar am zis, ar fi și Guardiola, care îmi place foarte mult. Trebuie să zic că nu sunt un fanat al lui Mourinho. Nu știu de ce. Probabil că este un antrenor deși multă bun. Lume îl... Da, da. Și îmi place, îmi scapă numele antrenorului Atletico Madrid. Da? Simeone. Simeone. Argentinian. Exact. E argentinianul, da. După ce au făcut ei în special în ultima... În campionatul Spaniei, în finala Ligii Campionilor, cu echipă modestă. Exact. Deci Del Bosque, atunci când a anunțat setul ăsta celebru de jucători, deveniți celebre, cei care au deja 3 medalii la campionate europene și 2 europene și respectiv unul mondial din 2010, m-am gândit că echipa Spaniei nu trece, nu ajunge în optimi, pentru că, am mai zis-o, e foarte important să trăiești în pas cu timpul, să simți că fotbalul, ca și multe alte domenii, ca majoritatea domeniilor de activitate umană, se schimbă într-una și este foarte important să simți pulsul acestor schimbări și nu este suficient doar să fii în rând cu ele, trebuie ca să câștigi, trebuie să fii un pic înaintea lor, nu foarte mult, un pic. Și când Del Bosque a venit cu acești jucători care sunt mari, care sunt foarte buni, era, pentru mine era limpede că nu au cum să... Și chiar s-a arătat foarte bine, am văzut cadrele astea, growurile lui Casillas, care atunci când a luat al treilea gol avea așa o față de parcă spunea da, ceva, era, deci era mirat el singur de ce îi se întâmplă și vă spun sincer, mă uitam la el și aveam impresia că parcă îi văd cele 3 medale enorme care îl târâie așa de gât la pământ și parcă avea, lăsa impresia că e suficient să-și bage aceste 3 medalii și aceste 3 medalii o să-l scutească. Deci să apere de un gol ar însemna doar așa, să dea așa un pic curat, așa cu palma, știi? Și atunci când a încasat 4 goluri, na, lucrurile au fost clare. Și s-a dovedit că nu este doar o întâmplare, ceea ce mi se pare, mie nu că mi-e milă de Brazilia, dar eu n-aș alerga, nu m-aș grăbi să înfig lance așa adânc și să o mai și răsucesc în echipa Braziliei. În cazul Braziliei, cred că este și o întâmplare, este un moment nefericit, este un fatum sau cum să zic, ori după mine Spania a părăsit campionatul mondial absolut meritat, adică după nemerit și absolut motivat, nu întâmplător. Vreau să vă spun că mi-am dorit să fiu fotbalist. Cred că eram clasa a doua. Parcă mi-amintesc cum mi-a cumpărat mama ghete sau cum se numesc din astea, da? Și cum am mers pe terenul de fotbal din satul Ghidighici. Bine, acum eu sunt din satul Ghidighici și vreau să vă zic că ce văd eu când trec cu autocarul pe acolo, eu consider satul Ghidighici aproape o mecă a fotbalului în Republica Moldova, așa îmi pare, pentru că sunt 3 terenuri. 3 terenuri se mai construiește unul și le-au îngrădit frumos, au făcut gardene pe acolo, dar eu când am mers, la fiecare 2 pași călcam în balegă, deci acolo pășteau vacele, erau vreo 4 vaci și noi vreo 3 nenorociți care încercam să... Și aveam și un antrenor foarte curajos și foarte încrezut în sine, dar trebuie să vă spun că eu am fost un mare, mare necioplit în ale fotbalului. Știți care era marea mea problemă? De atât colegii mei de clasă, Nicu Negru, bine, în fine, ei sunt mai mulți, Mihai era Durbală, tot cum mă numim în clasa paralelă, erau băieți care jucau fotbal foarte bine. Dincolo de fapt că eu cum eram mic de statură așa și am rămas, dar eram foarte, foarte scund și toți profesorii mei de
educație fizică se uitau la mine ca la, cum să vă zic, ei înțelegeau, eu învățam bine la obiectele astea și trebuia cumva să trec. În fine, și când ajungeam la fotbal, eu mă pricepeam foarte bine, cum ziceau ei, să mă deschid, adică să ocup o zonă pe teren unde, știți cum, care e marea problemă la fotbalul așa, în copilărie, că toată lumea leargă la minge. Unde este minge, da, acolo 20 toți de oameni și jumătate de teren e gol. Iată, mie îmi dădea în cap, deci mintea cumva îmi funcționa, că trebuie să fiu într-o zonă unde nu-i nimeni. Și mă poziționam foarte bine. Și colegii mei de clasă, care mă vedeau și înțelegeau că ar fi fost perfect dacă mai aveam și eu dibăcii să mai pot face ceva cu mingea aia, și sărmanii, odată din 10 ocazii, mi-aruncau și mie mingea și îmi ziceam, na, așa. Și eu cu mingea aia mă împiedica mingea de mine, eu de minge și și nu mai nimeream și așa. La fotbal mi-am rupt singurul os în viața mea, Andrica asta, sau cum se numește, claviculul, sau cum se numește ea, da? Mi-am rupt într-o sâmbătă când a doua zi aveam un concurs raional de desen, că eu am mai și desenat peste, și m-am dus să desenez cu mâna stângă și am desenat cu stânga și am luat locul întâi. Prima dată în viață. N-am mai ținut creta cu stânga, dar mi-am rupt clavicula la fotbal, dar am căzut așa între gât și așa. Și eram foarte fericit că eram, mă simțeam și eu cumva bărbat, băiețos așa, că iată, mișcau băieții fotbal și mi-am rupt o mână, ei, așa, deci. Frumoase amintiri. Deci în două antrenamente sau maximum în trei a fost foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pentru mine, că locul meu nu e în fotbal. Talentul nu este aici. Da, nu este aici, deși mie îmi place fotbalul, dar îmi place fotbalul de calitate, nu îmi place orice soi de fotbal. Și vreau să vă zic că, de exemplu, mi s-a părut destul de urât meciul ăsta Olanda Argentina. Și nu din cauza că nu a câștigat Olanda. Pur și simplu s-a părut Dar mai multă lume a spus că a fost destul de plictisitor. Mai ales mai venea după un meci 7-1 cu Germania, se așteptau la altceva. Chiar și meciul cu Germania 7-1 mi s-a părut plictisitor după minutul 26, pentru că era totul clar. Da, el a fost mai colorat. Da, a fost o surpriză, a fost un wow. De-aia e frumos. A fost un wow mare. Exact. Dar meciurile mari după mine, eu am rămas absolut fascinat de Costa Rica, de o echipă care vine dintr-o țară, din câte cunosc eu, de 4 milioane de locuitori, cam așa ca a noastră. Și băieții ăștia, Chile mi-a plăcut Columbia foarte tare. Deci echipe care nu s-au bazat, deci nu aveau nume, n-am auzit de ei, dar și vreau să mai spun o chestie. Ce m-a cutremurat pe mine în acest campionat mondial, în primul rând, mi se pare unul din cele mai reușite din ultimii, cred că 20 de ani, de când am apucat eu să mai așa. Dar cum intonează echipele imnul? În special sudamericanii. Doamne, asta mi se ridica părul așa când mă uitam. Brazilia aseară, Mexic, Chile, bărbații ăștia care, ei nu pur și simplu cântau, bănuiesc că nu sunt cântăreții foarte mari, dar de parcă-și vărsau inima acolo în teren și asta e atât de frumos. Și vreau să fac un reproș fotbaliștilor noștri, dar chiar m-am băgat pe YouTube să fac o comparație. Și știu că în echipele noastre foarte mulți vorbitori de rusă, noi și așa nu prea știm bine și care e imnul nostru, avem noi metehnere noastre, dar vreau să zic asta cumva e legat. Atâta vreme cât nu este conexiunea asta foarte personală, cât nu este obsesia asta de pământul pe care te-ai născut, atâta vreme cât nu ți este clar pentru cine joci, cui aparții și cine ești, de unde vii, cine sunt strămoșii și de fapt pentru cine ești, atâta vreme va fi lânge în fotbalul nostru. Și mi se pare că problemele fotbalului nostru nu stau în picioare, în pulpe, în glezne. Problemele fotbalului nostru sunt aici. Interior. Și poate aici. Încercați să dați mai puține cartonașe galbene, pentru că, mă rog, dispar copii, dispar elevi sau fotbaliști ca Cahill, în cazul în care Australia câștiga astăzi. Cahill oricum dispare, da, din meciul următor. Goluri, multe, într-adevăr. Goluri multe. Ceea ce m-am așteptat, m-am gândit că o să fie un campionat mai mult bazat pe apărare, să fie toată lumea atentă, ce primește, ce dă, se dau goluri, se marchează, asta e bine. Regulile noi în arbitraj, mă rog, nu regulile, dar proiectele astea noi care au început cu spuma și cu tehnologia asta 3, da, HD, sunt binevenite, sunt atât pentru linia asta trasată, cât și pentru HD. E binevenită, chiar am o plăcere să revăd încă o dată, să mă conving și eu ca la tenis că într-adevăr a fost gol sau nu valabil. Începutul e bun, așa cum am spus și eu. Spui că cartonașe puține, cornere puține, însă avem foarte multe lovituri de la 11 metri. Pentru ce se dă penalte asta toată lumea? Știi deja pentru ce se dă penalte? Pentru hold. Pentru bani. Păi de ce? Încă n-ai prins asta? Pentru bani se dă. Tu ai fost arbitru, știi mai bine. Tu ai văzut și tu primul meci, Brazilia cu Croația. Nu, mă rog, se dau lovituri de
de penalte, asta înseamnă că se vrea show, înseamnă că și arbitrii atribuie poate la crearea unui meci frumos. Noi spunem că n-a fost penalte sau hai că a fost pe jumătate, dar noi singuri căutăm în gândul nostru să vedem cât e un penalte și el puțin pe partidă. Mă rog, tot asta face parte din fotbal. Eu când văd penalte, a fost valabil sau nu, dar mă rog, e o parte a jocului plăcută. Să vezi dacă apără sau dacă se marchează. Greu de găsit o explicație, pentru că Spania chiar de ani buni nu a fost umilită într-un asemenea hal, dar eu presupun că singura explicație ar fi un joc extraordinar al Olandei. Au prins o repriză secundă de vis, li s-a primit totul. Goluri frumoase. Chiar la un moment dat îmi doream un al șaselea, al șaptelea gol, așa, pentru istorie, pentru istorie. Da, 15 măcar, știi cum. 15-1, știi. Dar chiar și... Nu, la 5-1 se mai spera, da, se mai spera la goluri. Băi, au fost multe, au fost și norocoase. Sorry, eu știu, poate lumea nu știe că tu ești cu Spania 100%. Trebuie să spun asta? Trebuia să spun asta? Știi, probabil. Știi lumea asta? Dar, sincer, nu-mi place, nu iubesc eu Spania asta, că-s bătrâni deja, că-s cu barbă toți, numai că s-au ras toți, da? Majoritatea deja-s cu barbă înăuntru, da? Deci, ce vreau să spun? Vreau să iasă Spania asta din grupă, dar să ia bătaie de la următoarea, da? Adică să fie un meci frumos, dar să ia bătaie, adică să nu se califice mai departe. De la Brazilia, înseamnă? De la Brazilia. Păi ok, 1-0, Nahamura, cum îl cheamă? Nishimura dă penalti și Brazilia câștigă 1-0. Minutul 93. Să bată Brazilia așa. Dar vreau să iasă Spania. Sorry pentru toți cei că, mă rog, știu că e multă lume cu Spania asta. Trebuie schimbul ăsta de sânge, de generație și poate revenim la ea. Basketul moldovenesc a fost promovat la ecoul sportului, iar exclusivitățile din partea forului de profil au curs fluviu. Am avut un început de an foarte, foarte greu. Am fost și bătuți de Cahul și am pierdut și cupa. Dar, în principiu, pe parcurs de an ne-am modificat puțin strategia, am luat o lecție foarte dură în iarnă și am învățat lecția și am ajuns în final într-o formă maximă. Din câte știu eu, n-am câștigat toate ultimele 18 meciuri. N-am avut nicio înfrângere și am terminat anul în forță. Este o problemă mai veche, cu fiecare an este tot mai greu și mai greu să motivăm jucătorii. Fiindcă noi am câștigat cu această echipă ultimii 3 ani campionatul și fiecare an este tot mai greu și mai greu să se motiveze, să se antreneze bine, să păstreze acea formă care au avut-o și pe fiecare început de an este aceeași problemă, să motiveze jucătorii ca să antreneze, fiindcă ei tot cred, se socot încă campioni și cred că dacă sunt campioni vor câștiga iarăși ușor, ușor și cu fiecare an este tot mai greu și mai greu în iarnă, dar în iarnă primim deja al doilea an consecutiv o lecție dură care ne învață că trebuie să muncim de la început, nu pe parcurs. Eu cred că orice știre care o să fie despre basket, despre orice gen de sport, sigur că atrage mai multă atenție la telespectatorii care totuși stau mai mult pe internet, dar când este o știre interesantă cu invitații speciali, cu poze, cu video, sigur că atrage lumea și spectatorii stau seara și privesc emisiuni, eu știu, mai multă lume, ca de obicei, după serviciu, după lucru, ei sunt foarte interesați când apară o știre pe așa canal interesant, așa canal nou, Moldova Sport. La ecoul sportului s-a vorbit despre problemele din handbalul moldovenesc, desigur și despre bucuriile acestui sport. 4, 10, 20 de ani în urmă, nimeni nu iubea handbalul. Acum, cu 30 de zile înainte de adunarea generală, au început să apară oameni foarte care s-au îndrăgostit de handbal. S-au îndrăgostit de handbal de nemaipomenit. Au început pe hârtie să deseneze tuturor sisteme și sisteme de finanțare. Milioane, jumătate de milion, 2 milioane, fiindcă crede că o federație poate să existe cu 200 de mii sau cu jumătate de milion. Nu. Noi cheltuim și mai mulți bani decât jumătate de milion pe an pentru pregătire, deplasare, menținerea federației, salarizarea oamenilor, chiria, să zicem așa, deservirea internetului, telefoane, cote pentru participarea la campionatele europene și mondiale și așa mai departe. Deci atunci când omul nu posedă o informație, vorbește oamenii, nu zic omul concret, dar se vorbește mult. Și bine că se vorbește. Unul dintre cele mai frumoase sporturi din lume, vestit în Europa de Est, precum în Rusia și România, gimnastica a fost în vizorul ecoului sportului. Copiii, el trebuie să meargă la antrenamente,
la lecții, antrenamente și în totodată trebuie să meargă la alimentație. Să fie că sunt sportivi, sunt alimentați special și deci nu poate el ca să, de pildă, să mănânce acasă, să mă iertați borș și să fie, meargă să facă gimnastică. Una dintre sportivele dumneavoastră s-a calificat la Jocurile Olimpice ale tineretului de la Nanjing. Cum a fost posibil această calificare dacă condițiile sunt astfel? Haideți, eu mai întâi de toate am să comentez și am să adaug un picșor ceea ce a spus domnul Cerbușca la întrebarea pe care ați dat-o anterior. Parcursul ultimelor 4 ani de zile pentru valorificarea potențialului partenerilor noștri internaționali pentru a aduce utilaj sportiv este nimic altceva decât un voluntariat pur și colegii noștri și partenerii noștri de dezvoltare au înțeles acest lucru atunci când au venit aici la noi. Pentru că de fiecare dată ne întrebau, unde este oficiul dumneavoastră? Mai mulți colegi de mei tot mă întreabă, unde e oficiul federației? Zic, la mine în birou, la serviciul pe care îl am eu. La domnul Cerbușca exact același lucru. Când a venit și președintele Federației Române și președintele Federației Europene și am mers în biroul de muncă unde zi de zi avem activitatea, e posibil așa ceva? Deci este inconceptabil pentru ei. Ori în condițiile astea, oricum facem lucruri bune și frumoase. Unii dintre cei mai buni jucători de tenis din Republica Moldova și-au împărtășit experiențele la ecoul sportului, iar cu jurnaliștii și amatorii tenisului am dezbătut situația acestui sport în țara noastră, dar am vorbit și despre turneele internaționale. La campionatul Moldovei înțelegem că nu va participa Daniela Ciobanu. Ce adversare vei avea în această competiție? Suntem, din păcate, puțini, suntem doar 6 pe tablou. Sunt fete mai mici ca mine, așa că, nu știu, însă sunt fete care evoluează acum și joacă destul de bine, așa că voi avea să muncesc. Însă nu sunt prea puține fete pentru un campionat național în doar de 6 sportive? Da, sunt cam puține. Însă, când vom vedea din nou pe Maxim Dubarencu în campionatul național? Sau aceasta nu se va întâmpla în curând? Nu, e doar câte campionate? Avem 2, da? De vară și de iarnă. Și toate cad exact în perioada când voi aveți turnee mult mai importante. Este o lipsă de coordonare a federației sau nu este loc în calendarul competițional internațional pentru a pune aceste campionate? Avem un calendar competițional foarte... Foarte bun, foarte chipzuit, foarte încărcat și e greu de găsit spațiu. Și vara, de exemplu, da, avem foarte mult de turnee de jucat, aproape fiecare săptămână e un nou turneu, de aceea nu reușim să ajungem la campionatul Moldovei. Dar ți-ai dori acest lucru? Sigur. De când eram mic, era o competiție importantă pentru mine, am avut ceva emoții speciale. De aici, practic, ai pornit în tenisul mare, prin campionatele naționale. Da. Când vedeai că sunt părinții pe margine, prietenii și a fost ceva unic în cariera ta. Da. Și titlul campionul Moldovei tot înseamnă ceva, deci rămâne... Rămâne în inimă, da. Rămâne în inimă și te ajută în continuare. Când dată părinții trebuie să ducă greul pentru a vă susține în continuare în aceste turnee. Deși poate ar trebui să o facă statul, nu? Pentru că reprezentați Moldova. Chiar dacă sunt turnee individuale, faceți parte și din lotul național? Nu știu ce are statul de a face cu noi, însă până când tace, așa că cu părinții. Voi nu știți ce are de a face statul, însă statul se bucură când văd victoriile voastre, vin în tribune, aplaudă. Uh-huh. Și până când la băieți se bucură. Dragi fani ai sportului, punem punct aici acestei ediții speciale a emisiunii Ecoul Sportului, o ediție de colecție, una de retrospectivă a anului 2014. Rămâneți aproape, nu schimbați programul, Moldova Sport vă oferă tot ce este mai bun din sportul moldovenesc și cel internațional. Vă doresc succes în anul 2015. La revedere!